Domnul Rusnac, dar știți ce vreau să vă întreb? Este suficient talentul pentru a ajunge foarte departe? Pentru că, din analiza mea, am văzut foarte mulți oameni talentați care poate la un moment dat s-au stopat într-un anumit punct și n-au mai reușit să evolueze. Sau ce alte calități credeți că trebuie să mai întrunească? Știți cum spunea Șolomalehim, talentul sunt ca bani, ori ai, ori nu ai. Dar asta e foarte puțin să ai talent. Eu ce trebuie să mai ai bani? Iată, dacă veți uita cum a vorbit când am împlinit eu 50 de ani, mama mea, la eu să vă trimit acest, mama mea la 50 de ani în teatru de operă și balet, noi am rămas toți așa. Ea a spus atât de simplu, a spus că sunt oameni... Este un om care are stăruință, dar nu are putere de muncă. Dar este care are putere de muncă, dar nu are stăruință. Dar care are stăruință și putere de muncă, atunci omul îi face pe toate cele bune. Așa Costica nostru. Costica nostru. Are stăruință, putere de muncă și îi face pe toate cele bune. Am cunoscut foarte multe talente care s-au dus pe râpă din cauza că... În primul rând au fost, din ce cauză eu am spus la început, că cuvintele astea de laudă nu sunt bune. Fiindcă au fost la început lăudați, au fost ridicat mai sus decât se meritau și ei au crezut că sunt cineva și s-au lăsat pe laurii care i-au câștigat la moment. Când mi s-a decernat la 28 de ani premiul de stat a Republicii Moldova, Nicolae Sulac m-a întâlnit. Acesta este o... A fost, eu scriu acolo o carte care acolo o editez, o dau la tipografie, 320 de pagini. A rămas un cântec necântat despre bancurile lui Sulac. Nu despre vocea lui, dar despre bancuri și despre situația în care el. Și el când m-a întâlnit atunci în 76, s-a uitat la mine și zice, da, unii ți-ai migdalo, deci unii... Ei, și eu m-am șifonat, zic, ei, Nicolae, domnule Vasilici, nu pot eu să-mi lucrumesc, mă laud, așa. Și el spune, ia seama să nu ruginească. Vezi, cât din... Adică, ia seama, lucrează, nu cumva să rămâi numai cu asta. Două cuvinte, dar cât de frumos el le-a spus ce înseamnă Sulac. Și Sulac nu avea școală, dar avea școala și anunțelor și avea universitățile satului. Înțelepciunea populară era la dânsul acolo, pusă. Asta și l-a făcut pe dâns, că talentul care l-a avut, el a simțit cum să-l dezvolteze.